Să calculăm sinus de 105 grade. Acest exercițiu fiind propus în varianta 37 de antrenament din 2009, specializarea matematică informatică. Întrucât 105 grade este 65 de grade plus 45 de grade, putem să folosim formula pentru sinus de A plus B, care ne spune că sin de A plus B e sin de A cos de B plus sin de B cos de A. Dacă am fi avut minus, puneam minus și în dreapta. Și atunci, sinus de 105 grade, fiind după cum am spus sinus de 60 de grade plus 45 de grade, va fi sin de 60 cos de 45 plus sin de 45 cos de 60, adică radical din 3 pe 2 ori radical din 2 pe 2 plus sin de 45 radical din 2 pe 2 ori cos de 60 e 1 pe 2. Și atunci am rămas cu radical din 6 plus radical din 2 pe 4. Destul de simplu. Vă propun spre rezolvare să calculați sinusul de 15 grade, această problemă fiind propusă în varianta 39 de antrenament din 2009, Specializarea Matematică Informatică. Puteți să opriți înregistrarea și să reveniți ulterior pentru a compara soluțiile. Într-adevăr, acest exercițiu e asemănător celui de sus și pe 15 grade îl putem scrie diferența dintre 60 și 45 de grade, ceea ce înseamnă că sin de 15 grade va fi sin de 60 cos de 45 minus sin de 45 cos de 60. Și atunci ne dă radical din 6 minus radical din 2 pe 4. Pe lângă formula sinusului sumei și diferenței, o să notez aici și formula pentru cosinusul sumei și diferenței a măsurilor a două unghiuri. Și anume cosinus de a plus b e cos a cos b minus sin a sin b, iar cosinus de a minus b e cos a cos b plus sin a sin b. În felul acesta am putea să calculăm și cosinus de 105 grade sau cosinus de 15 grade. Destul de simplu, nu?